Dragii noștri telespectatori, vă spunem bună seara la o nouă întâlnire cu emisiunea Cuvântul care zidește. În această duminică seară, în studioul televiziunii Europa Nova din Timișoara, vă propunem un popas duhovnicesc, un nou popas duhovnicesc în duminica a 15-a după Rusalii de data aceasta, propunându-vă un răspuns, de fapt constituit în mai multe răspunsuri, cum veți vedea, cel mai probabil, referitor la întrebarea care este cea mai mare poruncă din lege. Pentru a ne edifica, vă propunem un invitat deosebit, preaonoratul părinte protopop dr. Ioan Bude din Timișoara, pe care l-avem invitat în această seară. Preaonorate părinte protopop, bine ați venit și vă mulțumim pentru prezență. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Mă bucur că ne revedem și sper ca amplitudinea temelor din seara asta să poată încăpea în timpul consacrat emisiunii. Tocmai de aceea nu mai citesc textul Evangheliei, pentru că e știută această problematică despre Tora, despre lege, despre valabilitatea permanentă a poruncilor lui Dumnezeu. Dar mențiunea pe care o face Sfântul Evanghelist Matei ne dă într-adevăr de lucru, pentru că Sfântul Evanghelist Matei ne relatează că un învățător de lege, deci un fariseu de elită, a venit la Domnul Iisus Hristos ispitindu-l. Noțiunea de ispitire poate să fie și de simplă întrebare, dar ispitindu-l l-a întrebat. Așa că undeva a avut o intenție ascunsă. Și, într-adevăr, învățătorule, care este cea din tâi poruncă, cea mai mare poruncă din lege? Poruncile lui Dumnezeu sunt echivalente valoric. Se cerea aici un răspuns deosebit. Un răspuns care să reprezinte rezolvarea printr-o noțiune nouă, veche, poruncă, sugestie, cum va fi, dar să reprezinte esența legii. Fariseii au, de aici și denumirea lor de grupare religioasă, au împărțit Tora și dialogau într-o manieră de întrecere la tehnica textelor, a reproducerilor, a sintetizărilor, în peste 600 de fragmente, de haftare, Tora. În hățișul dogmatic al acestor împărțiri și subîmpărțiri, era foarte greu să găsești esența. Problema nu-i nouă. Iisus a avut un dialog pe tema aceasta în Evanghelia, relatat în Evanghelia după Luca, dialog care s-a soldat cu splendida, cu minunata, divina lecție despre aproapele nostru. E vorba de acea întâmplare rezolvată de un samarinean. Nu este, deci, o noutate pentru farisei. Chiar acel învățător de lege cu care Iisus, noi avem dialogul ăsta în prima Evanghelie după Maslu, de la Maslu. De la Maslu. Și întrebarea vine, învățătorule, ce să fac eu să obțin viața veșnică? Ce mai lipsește mie? Și Iisus îi spune, păi, tu ești învățător de lege. Ce scrie în lege? Cum citești? Și acest cărturar rapid face o sinteză între textul din cartea
Leviticul și Deuteronomul, capitolul 6, versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul tău, toată inima ta, toată puterea ta și pe aproapele tău. Păi bun, vezi că știi. Fă aceasta și vei fi viu. Da, da, dar cine este aproapele meu? Aici era problema. Iisus este în situația de a răspunde el acum, citând fie ieșirea 20, prima poruncă din Decalog, sau recurgând la Deuteronom, la unde Moise prezintă în altă lumină fermitatea Decalogului. Și așa și face. Și zice Iisus, da, cea dintâi și cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Din tot suflet, toată inima, tot cugetul, toată puterea ta. Deci, din toată ființa ta. Și a doua, la fel de mare, aici e altă noutate, la fel de mare, să-L iubești pe aproapele tău, dar nu simplu, ci după un criteriu foarte dificil, ca pe tine însuți. Sigur că citând din Deuteronom, Iisus s-a gândit și la modul în care acolo este prezentată mai amplu această poruncă, pentru că ea se dezvoltă și are titlul de mărturisire de credință. Ascultă, Israele, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, tot sufletul tău, din toată puterea ta. Cuvintele acestea pe care ți le spun eu astăzi, să le ai în inima ta și în sufletul tău, să le sădești în fiii tăi și să vorbești de ele când șezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci și când te scoli, să le legi ca semn la mână și să le ai ca pe o tăbliță pe fruntea ta, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Este mult amplificată porunca brută și total fermă de a nu avea tendințe de idolatrie. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, zice la ieșire, la așa 20, să nu ai alți Dumnezei străini și să nu-ți închipui dintre creaturi ceva care să îi zici Dumnezeu. Să ia locul lui Dumnezeu. Da. Deci nu, Dumnezeu e unul singur și nu poate fi substituit. Aici lucrurile capătă o aură tandră. Chiar e mărturisirea de credință. Preoții în templu de două ori pe zi, cel puțin de două ori pe zi, mărturiseau acest lucru. Mărturiseau iubirea față de Dumnezeu. Iar omul de rând și el, iară cel puțin de două ori pe zi, își spunea cu voce tare că acest imperativ este esența vieții lui. Adevărat, e cât se poate de clar că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Dar cum motivăm acest lucru? De ce îl iubim pe Dumnezeu? N-avem încotro? Pentru că ne teamă de El? Pentru că avem un interes? Când ne rugăm și declarăm iubirea lui Dumnezeu? Când avem nevoie mai mare de ajutorul Lui? Deci, cum ne manifestăm în această iubire față de Dumnezeu? Doar circumstanțial? Sau este o convingere intimă a noastră? Iisus amplifică din nou în Noul Testament această problemă, porunca iubirii față de Dumnezeu.
și îi atenționează pe apostoli că oricine poate lăsa familii, tată, mamă, frate, soră, soție, case, averi, tot ce ne ancorează în viața aceasta, le lasă la o parte, le pune pe planul 2 față de iubirea lui Dumnezeu, este vrednic de a primi însutit și în viața aceasta și mai ales în cea viitoare. Aici iară se nasc dileme. Cum poate pretinde Dumnezeu să nu-ți iubești copiii, să nu-ți iubești soția, să nu-ți iubești soțul, să nu-ți iubești părinții, când El însuși poruncește să-i cinstești, să-i respecti, ca să trăiești mult și bine pe pământ? Iisus spune foarte clar, pe planul acesta, în topul priorității a iubi pe Dumnezeu, nu încape altceva decât Dumnezeu. Desigur, este ne la îndemâna noastră că noi nu prea obișnim nici în Noul Testament, nici în creștinismul modern, nici în creștinismul primar să iubim pe Dumnezeu, cum zicea Sfântul Pavel. De acum, nu eu mai trăiesc, Hristos trăiește în mine și în viața mea, de acum înainte, îl voi iubi pentru că El m-a iubit pe mine, mai întâi. Un alt aspect, un alt motiv sau necesitate a noastră de a arăta lui Dumnezeu o replică de iubire, o avem în Evanghelia după Ioan. Așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat. Unde l-a dat? La cruce, la moarte, la chinuri, cea mai cruntă moarte. De ce? Ce l-a motivat pe Tatăl cel Ceresc să fie de acord cu jertfa Fiului, iubirea? Pe același plan pe care îl avea în inima lui pentru Fiul Său, Tatăl Ceresc avea și creația lui. Toată creația este rezultatul inițiativei și voinței Tatălui, dar al acțiunii Fiului. În asemenea situație a ajuns creația, inclusiv omul, încât era absolută nevoie de o jertfă pe care numai Fiul lui Dumnezeu o putea aduce pentru recuperarea, pentru vindecarea, pentru mântuirea, răscumpărarea omului, așa cum atât de frumos exprimă el misiunea lui când zice că Fiul omului a venit în lume să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Pilda cu oaia rătăcită, care ar naște dileme. Cum poți lăsa la o parte, adică discriminezi 99 de oi, o comunitate de plină, ca să cauți pe cea pierdută? Dar Dumnezeu spune din timp că planurile mele nu sunt ca ale voastre, gândurile mele nu sunt ca ale voastre, căile mele nu sunt ca ale voastre. Pentru dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea oamenilor. Da, la Dumnezeu un om reprezintă valoric cât toată lumea. Nu există. Vezi, aici când ne apucăm să disecăm și să facem exegeză, nu putem spune care picătură din ocean este mai valoroasă. Nici ca, așa și între oameni. Care dintre oameni, când în care rasă, pot să fie mai prețioși decât alții din alte rase? Toți poartă chipul. Noi avem, și asta merită să precizăm și acum, și când ajungem la iubirea de aproapele, natura umană e comună tuturor oamenilor.
Ceea ce este special, unic, în ființa fiecărui om, e persoana. Nu există altă făptură vie pe pământ care să aibă acest titlu de persoană. Numai omul. Numai omul are tot prosopon, fața, obrazul, chipul lui Dumnezeu. Numai pe fața omului poți să citești un limbaj al expresivității lui Dumnezeu. Numai pe fața omului înflorește cea mai minunată floare, zâmbetul. Este ca și amprenta digitală, e unic, pentru că e de la Dumnezeu. Toate aceste chipuri alcătuiesc chipul integral al lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre oameni are câte o părticică din această frumusețe divină. Întorcându-ne din nou la replica noastră, ne gândim că Dumnezeu ne-a dat chipul său într-adevăr. Ne-a învrednicit cu daruri. În Cartea Facerii găsim acolo că în capitolul 2, versetul 7, că Dumnezeu a suflat asupra lui Adam și a dăruit în textele noastre singularul, suflare de viață. Dar în original este nișmat haim, suflări de viață. Adică toate calitățile duhovnicești ale omului, personalitatea omului. De la Dumnezeu avem mintea, de la Dumnezeu avem ochii, avem urechile, avem simțurile, cele cinci simțuri. Toate acestea sunt daruri, pe lângă cele gratuite, sănătatea și viața, că fiecare zi primim darul vieții. Nu este un dar promis pe un contract, nu știu pe câtă vreme. Câtă vreme Dumnezeu ne-l dă, e darul cel mai avem în continuu. Da. Ei, toate acestea ne obligă în fața lui Dumnezeu. Nu de frică. Așa cum El ni le dă de drag. Și noi avem singurul loc în Noul Testament unde suntem îndemnați să aplicăm această replică de iubire în mod logic. Este Epistola către Romani, în capitolul 12, versetul 1. Zice Sfântul Apostol Pavel, așadar vă îndemn, fraților, să înfățișați trupurile voastre, toate, toate, ca pe o singură jertfă, vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca și logihilatria, ca și închinarea voastră cea duhovnicească. Duh este Dumnezeu, cei ce se închină, se închină în Duh și în adevăr. E atât de frumoasă această replică umană la adresa Creatorului. Îmi vine în minte o comparație. Este anecdotică, dar e lămuritoare. Se spune că cine crede că dragostea poate fi cumpărată, n-a avut la casa lui un câine, un cățel. Chiar și în Biserica Apuseană, ordinul călugăresc al dominicanilor are întemeiere pe atitudinea de fidelitate maximă pe care o are prietenul omului, câinele, față de om. Pentru câine, stăpânul lui este cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai valabil dintre toți oamenii. Nu face compromisuri, nu-și trădează stăpânul. Niciodată. Niciodată. Și dacă un cățel este în stare să manifeste față de stăpânul lui bucurie sinceră, de câte ori îl vede, dă-ne codiță și... Și loialitate. Și apoi noi care nu suntem căței,
Purtăm chipul lui Dumnezeu, purtăm atâtea daruri de la El. Cum să nu-L iubim? Vorbeam înainte de emisiune de o zicală din popor, de la mine, din sat. Că bărbatul autentic are două calități. Trebuie să fie om cu frică de Dumnezeu și cu rușine față de oameni. Dar nu frică, nu trebuie să fie un speriat, un terorizat. Un timid. Să aibă buna cuvință necesară, cum cer și la liturghie, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Toate la un loc. Bun. Câte n-ar mai fi de zis, dar trebuie să mergem mai departe. Mergem la o altă parte acum? Trecem la porunca a doua. Partea a doua. Ar mai fi de mult. Convins, dar după aceea nu să ne încadrăm. Absolut, că de-aia zic. Nici nu garantez că putem să le... Și așa, nu, câte ar fi de zis. Așa. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vorbim înainte de darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. Teologia morală ne învață că noi trebuie să prețuim viața, sănătatea, să prețuim integritatea noastră trupească și sufletească. Pentru că sunt daruri ale lui Dumnezeu. Dar nu le am numai eu. Le au fiecare dintre oameni, însă nu în măsură egală. Unii au mai mult, alții mai puțin din fiecare. Deci, primul argument în baza căruia eu trebuie să respect pe aproapele meu că nu posed aceleași valori pe care le are el. Merită să-l respect pentru ceea ce el are și eu n-am. Dar, ca să nu lungim vorba, mergem în Sfânta Scriptură, la Epistola către Romani, unde în continuare a ceea ce am citat adineauri, Sfântul Pavel zice așa: dragostea să fie nefățarnică, reciproc. Urâți răul, alipiți-vă de bine. În iubire frățească, unii pe alții iubiți-vă. În cinste, unii altora dați-vă întâietate. La sârguință nu pregetați, cu Duhul fiți fierbinți, Domnului slujiți. Bucurați-vă în nădejde, în suferință fiți răbdători, la rugăciune stăruiți. Faceți-vă părtași la trebuințele sfinților, iubirea de străini urmând. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu-i blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, cugetați același lucru unii pentru alții. Nu cugetați la cele înalte, ci lăsați-vă duși spre cele smerite. Nu vă socotiți pe voi înși și vă înțelepți. Nu răsplătiți nimănui răul cu rău. Purtați grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiți în bună pace cu toți oamenii. Corect. Spune o altă vorbă din popor că noi pe Dumnezeu îl supărăm cu păcatele noastre și pe aproapele nostru cu realizările noastre. Deci, așa ceva nu se cade. Încă, Iisus, în predica de pe munte, aprofundează și această relație. Nu numai să nu dai replică, nu stă te răzbuni, nu să n-ai cel mai cumplit caz, compătimește-ți dușmanul, dacă nu-l poți iubi. Dar zice așa: ați auzit că s-a zis celor de demult să nu ucizi, iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă, oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de osândă. Și cine va zice fratele său, netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedrului. Iar cine va zice nebunule, vrednic va fi de cheina focului. Păi nu prea e cale de întors aici. În măsura în care apreciezi pe aproapele tău, nu-i zici nici nebun, nu-l judești, nu-l disprețuiești, nu-l condamni la nimic, mai ales că criteriul acesta de a ne
a ne aprecia pe noi, ne-a îngrijit pe noi. În epistola către Efeseni, Sfântul Apostol Pavel spune: nimeni vreodată nu și-a urât trupul său. Îl hrănește și îl încălzește și poartă de grijă. Deci, trebuie să avem acest respect față de darurile primite de la Dumnezeu. Și cum zic, daruri pe care nu le avem toate. Eu le am toate, dar de unde? Eu am o parte, aproapele meu are altă parte și sunt dator să-l cinstesc, să-l iubesc. Și în sensul acesta, ca să avem clară conștiința propriei noastre valori, Sfântul Apostol Pavel ne mai învață ceva. Oare nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt? Fiecare sediu al sufletului uman, templu al Duhului Sfânt. Al Duhului Sfânt care este în voi și pe care îl aveți de la Dumnezeu. Iar voi nu sunteți ai voștri. Deci, eu nu am competența să decid în privința. Eu n-am decis când să vin pe lume, în ce rasă, pe ce continent, în ce familie, în ce mediu social. Nici n-am competența să decid când plec și cum vreau eu din lumea asta. Însă am obligația de a lucra cu talanții pe care Dumnezeu mi-a dat. Eu trebuie să-i mulțesc. Trebuie să-i dublez, dacă nu să-i înzecesc. Deci nu pot să îngrop aceste calități cu gândul că mie nu trebuie altceva. Ați fost cumpărați cu mare preț. Cu ce preț am fost noi răscumpărați? Nu cu sângele lui Dumnezeu. De peste 2 milenii de pe Golgota se desfășoară o imensă, o cosmică transfuzie de sânge dumnezeesc în Sfintele Liturghii. Și atunci, măriți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Când ducem la mormânt pe cei dragi, nu petrecem niște rămășițe neînsuflețite, niște cadavre. Acolo, de-aia se odihnesc sub cruce. De acolo așteaptă chemarea la înviere, pentru că acele trupuri sunt daruri de la Dumnezeu, aparțin lui Dumnezeu. Cimitirele nu sunt locuri de groază, sunt locuri sfinte, sacre. Acolo toate crucile din cimitire reprezintă puterea vieții, puterea victoriei vieții asupra morții. Și ca să încercăm cumva să încheiem și această, că nu știu cât timp mai avem. Mai este puțin, mai este. Mai avem? Da, bine. Mai avem. Trebuie să ajungem la imnul pe care Sfântul Apostol Pavel l-a înălțat iubirii creștine. Dragostea și bunurile ei în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 13, e cea mai de preț comoară. De-aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-mă aramă sunătoare și chimvară sunător. De-aș avea darul prorociei, toate tainele de le-aș cunoaște și orice știință, și de-aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și mai departe zice, dragostea îndelung rabdă. Dragostea este binevoitoare, nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, dar dragostea nu-i bleagă. Nici la un caz. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Nu suportă minciuna. Dragostea nu se măsoară, se trăiește. Nu se poate exprima ca copilul mic. Dacă îl întrebi, întreabă mama, iubești pe mama? Da. Cât de mult? El nu știe să spună cât, că nici nu poate, dar arată atâta. Deci, infinit.
Deci, acest dar al dragostei îl avem întâi de la Dumnezeu. Sunt două coincidențe în Noul Testament, la același autor uman. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 16, ia să vedem dacă la grabă mare dau de el, pentru că este foarte important. Am pomenit înainte, dar acum aș vrea să-l citez. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și în continuare, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci să se mântuiască prin El lumea, să iubească lumea. Este mare lucru că în epistola întâi sobornicească a aceluiași sfânt autor, Sfântul Ioan Evanghelistul, avem exact la capitolul 3 și exact la versetul 16 același lucru. În aceasta am cunoscut iubirea, că El, adică Hristos, și-a pus sufletul Său pentru noi și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați. Și noblesse oblige. De aceea spun Sfinții Părinți că pe crucea lui Hristos este loc liber în spate. E locul fiecăruia să se jertfească așa cum a făcut-o Iisus pentru semenii Săi. Și dacă ne trebuie temei, găsim. Tot în Evanghelia după Ioan zice Iisus așa: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, cât sufletul viața lui să-și pună pentru prietenii Săi. Dacă pentru prieteni, ce să vorbim de soți? Ce să vorbim de părinți, de copii, de membrii familiei restrânse sau lărgite, neamurile noastre? Ce să vorbim de conaționalii noștri, țara noastră, de omenia, de dorul de neam, de țară? Toate acestea sunt imperativele care nu ne umanizează, ne îndumnezeesc. Și mai ales să știm că atunci când am venit pe lume, am venit cu o misiune. Nu voi m-ați ales pe mine, spune Hristos, ci eu v-am ales pe voi, v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți în lume și roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-i veți cere în numele meu. Dacă vin doi tineri la cununie și trebuie să le spui un cuvânt, ce cuvânt mai frumos putem găsi decât îndemnul Maicii Domnului? Să faceți tot ce vă spune Fiul meu. Scurt și la obiect. Ce a spus Fiul ei? Ce am zis eu mai înainte? Să vă iubiți unul pe altul. Nu cum vreți voi, cum eu v-am iubit pe voi. Că nimeni n-are dragoste mai mare că să-și pună viața pentru cel de lângă el. Cine este aproapele meu? Acum venim la samarineanul milostiv. Iisus este întrebat: cine e aproapele meu? Și el întreabă pe cărturar: dintre cei trei,
preotul și levitul, care se supuneau legii mozaice și n-aveau voie să se atingă de prezumtivul cadavru. Trebuia să nu se întineze. Și acel străin care îi se face milă, îl tratează, îi dă primul ajutor, îl duce la casă de oaspeți, veghează toată noaptea asupra lui. A doua zi îi dă hangiului bani și uite, când mă întorc, îți răsplătești și ce vei mai cheltui? Care-i din ăștia trei ce se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlari? Evident că cel care a avut milă cu el. Care a avut milă. Na, du-te și fă și du la fel. Deci ăsta este îndemnul care ne dă Hristos tuturor. Să facem la fel. Apropo de familie. Familia lui Iisus, neamurile lui Iisus, nu l-au respectat. L-au crezut puțin nevropat. Voiau să-l predea autorităților. Le era și teamă. Dar mai târziu s-au convins. Mulți dintre ucenicii lui s-au smintit și n-au vrut să mai rămână cu el. Iisus îi întreabă până și pe apostol: voi de ce nu plecați de lângă mine? Doamne, răspunde Petru, nici noi nu pricepem ce spui tu despre trupul și sângele tău euharistic. Dar știm că astea sunt cuvintele vieții veșnice. Nimeni nu le are, numai tu. Noi nu plecăm. Deci, chiar dacă nu înțelegem, de câte ori spun mirilor, aveți grijă când v-ați cununat, v-ați iubit așa cum ați fost, după începerea vieții de familie, iubiți-vă în continuare așa. Nu căutați să vă schimbați unul pe altul după cum cășună ție. Iubește-ți partenerul așa cum a fost de la început. Pentru că așa ne iubește Dumnezeu pe toți. Deci, sunt lucruri, de aceea uneori, Iisus spune, uneori dușmanii omului sunt chiar casnicii lui, că nu le convine. Uite, de exemplu, Zicala din bătrâni spune că omul, când îmbătrânește, vede mai rău, dar vede prea multe. Și atunci, dacă s-o chinuit cu copiii lui să învețe să vorbească când erau mici, acum trebuie să se devină autodidact, să se învețe pe el să tacă. Că e bine să faci și să taci. Da. Și a treia parte, Părinte Protopop? Acum să și la avem, treia parte. Iisus a trecut la contraofensivă. Ca și altă dată. Dacă voi m-ați întrebat pe mine, mă întreb și eu pe voi. Foarte simplu. Despre David. Al cui fiu este Hristos? Cine este Hristos? Al cui fiu este? Și i-au răspuns foarte simplu. Al lui David. Da? Bine, ia să vedem. Îi întreabă el. Cum deci David în duh îl numește pe el Domn, zicând: zisea Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi aștenut picioarelor tale. Deci dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiul al lui? L-au mai interogat pe Iisus aceiași adversari ai lui. Ce putere, cine ți-a dat ție puterea să faci tu atâtea minuni? Erau invidioși. Bine, și eu vă întreb pe voi. Botezul lui Ioan de unde a fost? Și ei nu știau, că în Vechiul Testament nu-i preciza niciunde. Și atunci l-au lăsat în pace. Și acum au tăcut din nou. Dar ce putem noi să spunem despre Iisus și David? Este numit fiul lui David. În unele cărți din Vechiul Testament, în Ieremia și Ezechiel, Iisus însuși este denumit David. Iată ce zice în Ieremia, capitolul 30, versetele 8-9. Și în ziua aceea, zice Domnul Sabaot, voi sfărâma jugul de pe grumazul lor, lanțurile le vor rupe și nu vor mai sluji străinilor,
ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și lui David, regele lor, pe care îl voi pune iarăși pe tron. David era de mult în împărăția lui Dumnezeu. Iar în Ezechiel zice așa: eu voi veni să scap oile mele ca să nu mai fie pradă și voi judeca între oaie și oaie, voi pune peste ele un singur păstor care le va paște, voi pune pe robul meu David și el le va paște și va fi păstorul lor. Iar eu, Domnul, voi fi Dumnezeu, iar robul meu David va fi prinț între ei. Eu, Domnul, am grăit acestea. Evident că e vorba despre păstorul cel mare, despre păstorul cel bun, cum se auto-intitulează Iisus. În limba ebraică, numeralul cardinal este reprezentat de cifrele alfabetului. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav și așa mai departe. David, numele lui David, se scrie prin trei cifre. Dalet, adică 4 plus Vav plus 6 plus 4. Dalet. David. Deci, numele lui David echivalează cu cifra 14. În genealogia, după Matei, este o simetrie. Trei grupuri genealogice de către 14 neamuri. De la Avram la David, de la David la robia babilonică și de la robia babilonică la Hristos. Deci, între Hristos și David există două feluri de asemănări. Una de har, harică, pentru că singurul rege care a fost uns rege cu mir sfințit. Dacă avem timp, vom cita componența mirului care sfințea preoți, regi, obiectele sfinte din cortul adunării, fără a fi sfântă taină, dar izbitor se aseamănă cu Sfântul și Marele Mir care se sfințește la noi în joia patimilor. Deci și David este un Hristos. Hrizo, a unge, Hrisma, ungere, Hristos cel uns. La Iisus, numele propriu este Iisus, numele adjectivul, deci numele predicativ este Hristos. Numai că la Iisus avem altă ungere pe care o găsim în cartea profetului Isaia în capitolul 61, versetele 1 la 3. Și el însuși citează această ungere, investitura lui. Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiți slobozire, celor prinși în război libertate, să dau de știre un an de milostivire al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați, celor ce jelesc Ionul, să le pun pe cap cunună în loc de cenușă, un de lemn de bucurie în loc de veșminte doliu, slavă în loc de deznădejde. Ei vor fi numiți stejarea dreptății, răsad al Domnului spre mărirea Lui. Deci, ungerea lui Iisus este o ungere de la Duhul Sfânt. Este altfel de ungere. Dar numai David a mai avut parte de o ungere specială ca rege. De aceea, David poate că nici nu contemporanii lui Iisus îi ziceau fiul lui David, tocmai pentru că David a fost
cel mai important dintre regi. Mai important decât Solomon. Solomon a zidit templul în 7 ani, dar cu materialele pregătite de David, cu donațiile lui David. Și între David și Solomon, chiar dacă e tată-fiu, nu prea avem elemente de comparație, dar între David și Ștefan cel Mare și Sfânt, avem aceeași dinamică sufletească, aceeași evlavie față de Dumnezeu, aceeași fire războinică, aceleași ambiții. După căderea Constantinopolului, Ștefan cel Mare a fi vrut să facă în țările române, în Moldova, să facă sediul Ortodoxiei. El, după fiecare război, a înălțat o biserică. Nu era un bisericaș, dar era un om al lui Dumnezeu. Sigur, în felul lui, pe David nu-l reprezintă greșeala cu Batseba, nici pe Ștefan, năravurile lui omenești, slăbiciunile. Dar amândoi, David a domnit 40 de ani, Ștefan 47. Există o altă asemănare între David și Iisus, fiziologică. În cartea întâi a regilor avem o foarte frumoasă descriere, 1 Regi 16. Cât mai avem? Mai vreo câteva minute. Numai bine. Zice așa: și a trimis Isei și l-au adus. Acela de David, e vorba, cel mai mic dintre copiii lui, pe care Elisei l-a uns cu Sfântul Mir. Acela era bălan, șaten, cu ochi frumoși și plăcut la față. Și a luat Samuel cornul cu mir și l-a uns în mijlocul fraților lui. Și s-a odihnit Duhul Domnului asupra lui David din ziua aceea și după aceea. Când David este descris lui Saul, recomandat să-i fie întrajutor, iată, zice unul din slujitorii regelui: eu am văzut la Isei, betleemitul, un fiu care știe să cânte, om voinic și războinic, priceput la vorbă și bărbat chipeș, și Domnul este cu el. Toate aceste trăsături se evidențiau foarte clar pe chipul lui Iisus. Și mai ceva, o remarcă care vine de la un comentator, de la un exeget, Lagrange, care spune că Maica Domnului, tot urmașă a lui David, Iisus a moștenit de la mama sa limpezimea ochilor, aspectul plăcut al feței, dulceața graiului, talentul poetic și muzical. Toate astea. Și uite, de-aia când Iisus a intrat în Ierusalim, lumea îl ovaționa ca pe un David redivivus. Și dacă cât timp mai avem, că aș lua să vedem componența Sfântului Mir din Vechi Testament. Avem Ieșirea, capitolul 30. Dacă mai putem. Da, sigur că da. Este foarte interesant, pentru că cu acest material sfințit, poruncit de Dumnezeu, se sfințeau altarele în Cortul Sfânt. Ia uite, hai să vedem. Apoi a grăit Domnul cu Moise și a zis: să iei din cele mai bune mirodenii 500 de siclii de smirnă aleasă, jumătate din aceasta, adică 250 de siclii de scorțișoară mirositoare, 250 de siclii trestie mirositoare, 500 siclii casie după siclu sfânt și un de lemn de măsline, un hin, și să faci din acestea mir pentru ungerea sfântă, mir alcătuit după meșteșugul făcătorilor de aromate. Acesta va fi mirul pentru sfânta ungere, să ungi cu el cortul adunării, chivotul legii,
toate lucrurile din cort, masa și toate cele de pe ea, sfeșnicul și toate lucrurile lui, jerfelnicul tămâierii, jerfelnicul arderii de tot, toate lucrurile și baia și postamentul, să le sfințești pe acestea și va fi sfințire mare. Tot ce se va atinge de ele se va sfinți, să uși de asemenea și pe Aron, pe fiii lui, să-i sfințești ca să-mi fie preoți, iar fiilor lui Israel să le spui, aceasta va fi pentru voi mirul Sfintei Ungeri în numele meu, în neamul vostru. David a fost uns ca și preoți, ca și arhiereu, cu acest sfânt mir. Deci, această reflectare de trăsături genetice de la David la Iisus nu este așa de mare lucru înaintea lui Dumnezeu. Până și Sfinții Apostoli, înainte de înălțarea Domnului, l-au întrebat, Doamne, oare în răstimpul acesta, cât stai cu noi, după vei zidi la loc împărăția lui David? Mai mult decât atât, însă, ceea ce pentru noi ar rămâne valabil din cele două mari, esențiale porunci, pe Dumnezeu să-L cinstim așa cum spune Sfântul Pavel și spune și Iisus. Dați lui Dumnezeu cele ce îi se cuvin lui Dumnezeu, iar cezarului și oamenilor cele ce se cuvin cezarului și oamenilor. Sfântul Pavel spune, dă celui cu cinstea cinste, celui cu teama teamă. Sunt lucruri care nu se confundă. Nu trebuie să confundăm. Și mai ales atunci când ne trezim dimineața, ne sperie ceasul, sărim repede că să nu întârziem la treburi, la lucruri, la servici, la... Nu prea ne aducem aminte să stăm, să ne uităm la cer, să-i zâmbim lui Dumnezeu, să-i mulțumim. Să-i mulțumim în primul rând, da. Pentru darul pe care ni l-a dat. Și să-i spun, Doamne, învrednicește-ne să trăim această nouă zi după voia Ta. Cam rar facem gestul acesta. Dar putem măcar atât. Indiferent că e noros, că e vreme bună, că e senin, că e stele pe cer, să-i zâmbim lui Dumnezeu. Zâmbetul nostru e cea mai frumoasă mulțumire, formă de gratitudine pe care îi putem lui aduce. Ca și când la liturghie spunem ale tale dintr-o ale tale. Deci frumusețea lui și ce e mai important, să nu dispară de pe fața noastră acest zâmbet. Pentru că atunci când el este înstrâmbat, nu-i mai râs, nu-i mai zâmbet, e plâns. Preonorate Părinte Protopop, vă mulțumim pentru prezența în emisiune, pentru tot ce ne-ați învățat, o adevărată lecție, o adevărată cateheză, exegeză, nu știu cum să-i spun, pe care ni le-ați împărtășit toate împreună. Iată, o lecție formată din lecții și vă mai așteptăm și altă dată să fiți invitatul emisiunii noastre, Cuvântul care zidește. Și eu mulțumesc pentru această cinste și doresc tuturor telespectatorilor și tuturor credincioșilor, tuturor creștinilor și necreștinilor să se împlinească în viața lor ceea ce Iisus a citat din prorocul Isaia. Am venit să vă aduc anul cel mai plăcut Domnului în zilele voastre. Așa să fie, amin. Amin. Mulțumim, dragii noștri telespectatori și privitori, mulțumim că ne-ați urmărit și în această duminică seară să aveți o săptămână binecuvântată.